Berbec și ascendent Berbec. Ei bine, Jupiter revine în mers direct, dar revine în casa a 12-a, o casa subconștientului, a, mă rog, trecutului, problemelor de sănătate cronice, problemele de sănătate ale altora. Dar ce înseamnă asta pentru tine? Înseamnă că tu ai ocazia acum să te detașezi de tiparele toxice din viața ta. Ai ocazia să te vindeci, să-ți ameliorezi problemele de sănătate. Este totuși marele benefic. E adevărat că acolo unde ajunge Jupiter amplifică tot. Dar nu este prima oară, este ultima oară când ajunge aici pentru următorii 12 ani. Deci e cumva ca... tragem o concluzie acum. Trageți voi, Berbeci, o concluzie. Și spuneți, da, domnule, eu renunț la asta pentru că îmi face rău. Da, domnule, renunț la persoana asta, la obiceiul ăsta, la viciul ăsta, la dependența asta, pentru că îmi face rău. Asta pe de o parte, pe de altă parte. S-ar putea să simțiți nevoia de a vă retrage, de a vă închide mai mult în voi, de a petrece timp cu voi. Introspecție este un cuvânt foarte bun, spiritualitate, credință, întoarcere la divinitate. Acum gândiți-vă așa, dacă... adică gândiți-vă, vă sfătuiesc eu să faceți asta. Reconectați-vă la sinele vostru interior, creșteți din interior. Ajutați și pe ceilalți, ajutați-vă și pe voi. Gândiți-vă că Jupiter pe 20 decembrie o să se întoarcă în zodia voastră. Și cumva aproape tot anul 2023 va fi acolo. Deci el va deschide un nou ciclu. Un nou ciclu care va dura 12 ani. A deschis ceva, va arăta ceva, va sublinia ceva important în viața voastră. Da? Poate chiar legat de sănătate. Deci aveți ocazia acum cât este în casa 12-a să încheiați un ciclu cu tot ce este nedorit, neplăcut, nesănătos, ca din 20 decembrie să vă ocupați de voi și să vă îmbunătățiți viața, să creșteți, să faceți progrese, că asta aduce Jupiter, progres. În casa 1, unde va intra la voi din 20 decembrie, aduce progres personal. Luna nouă din Săgetător iar vă este benefică, se petrece pe casa studiilor, a învățăturii, a științelor înalte, a călătoriilor, așa că vă puteți aștepta să primiți o invitație în străinătate sau, cine știe, vă faceți voi planuri și haideți să plecăm să ne plimbăm. Vă poate ajuta să vă folosiți de ce ați învățat până acum, vă poate aduce noi principii de viață, noi convingeri, noi credințe, poate vă înscrieți la un curs nou, adică vreți clar să învățați lucruri noi. O să vedeți că veți fi mai optimiști, mai încrezători, mai multă dorință, poftă de viață, de explorare, de cunoaștere. Vă puteți baza pe ce primiți, pe ce sfaturi și informații primiți de la cei din jur, mai ales de la persoane care au experiență, care au înțelepciune, care cumva știu despre ce vorbesc, adică nu sfaturi de-astea de eu cred că ar trebui să. Nu. Cineva care să-ți spună din experiența mea, îți spun că nu este ok să. Un exemplu. Așa că aveți credință, aveți încredere în voi că veți ajunge acolo unde vă doriți.